Aș fi preferat să petrecem cu întrebări. Dar pentru că voi ați votat altfel, n-am decât să mă supun votului pe care voi l-ați dat. Îi mulțumim Domnului că timpul totuși ne reține înăuntru. Oricum, chiar dacă am fi avut pauză peste câteva minute, afară nu puteam ieși pentru că așa este timpul. Dar avem căldura interiorului. Aș putea spune de două ori. Îi mulțumim Domnului pentru că, sigur, avem de unde, din fântâna Domnului, să scoatem multe lucruri frumoase și minunate. Vreau să vă spun că lecția pe care am pregătit-o astăzi este din Ioan 1, versetul 18, dar este o lecție care mi-a fost sugerată de o soră. Nu dau numele acelei surori, dar m-am gândit în zilele până aici la această lecție și am încercat să scot ceva din ea. Felul cât am putut să scot, cred că asta o veți constata voi și nu eu. Dar, sigur că așa cum fratele Costea ne spunea, n-am ști nimic să explicăm, să spunem, dacă Domnul nu ne întindea mâna prin canalele pe care El le-a pregătit pentru noi, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4. El a dat pe unii apostoli, pe alții învățători. Deci, trebuie să știm totdeauna că Domnul folosește canale omenești pentru a transmite mesajul său poporului său. Și noi am ajuns din harul lui Dumnezeu să trăim la finalul acestei vârste și să avem un canal minunat prin care Domnul a transmis mesajul său, un mesaj minunat, un mesaj complet, un mesaj care ne face să ne ridicăm inimile înspre fântâna vieții, adică înspre Dumnezeu, și să-i mulțumim în rugăciunile noastre pentru primul dintre canale, Domnul nostru Iisus Hristos. Deci lecția de astăzi am intitulat-o Singurul conceput. Textul este din Ioan, capitolul 1, versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a cunoscut. Interesant acest fel de relatare pe care face Ioan în dreptul mai întâi a lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Trebuie să constatăm un lucru că, de fapt, observăm că Domnul Iisus, așa cum fratele Costea a spus, a venit aici pe acest pământ ca cel mai minunat musafir, ca cel care a fost trimisul Tatălui, cel pe care Tatăl l-a delegat să vină aici pe pământ. Și că, iată, Ioan scoate în relief că acesta pe care Tatăl l-a trimis, el singur l-a văzut pe Dumnezeu. Și Ioan spune ceva în dreptul acestuia. Adică cine l-a văzut? Singurul lui fiu. Sau, grecește, cuvântul acesta de singurul fiu este cuvântul monogenes. Deci, mono înseamnă unul singur. Da? Și genes cel din tâi. Deci, înțelegem că doar Domnul nostru este unicul fiu al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a creat. Ne aducem aminte că, într-adevăr, în Proverbe, capitolul 8, 22-23, Solomon scrie în Proverbe un aspect foarte important legat de, deși acolo mulți contestă această relatare spunând că nu-i vorba de fapt de Fiul lui Dumnezeu, nu-i vorba de prima ființă pe care a creat-o Dumnezeu, ci vorba de înțelepciune. Da, într-un fel da, dar vom vedea totuși ce este această înțelepciune. Și iată, spune aici, Domnul mă avea, sau traducerea obișnuită spune, Domnul m-a făcut cea din tâi dintre creaturile sale. Domnul mă avea la începutul căilor lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui.
Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Titlul acestei lecții, traducătorii l-au așezat și au spus originea înțelepciunii. Dacă ne uităm de fapt în Matei 11 cu 19, acolo Domnul are o discuție cu învățații lui Israel. Și să-l ascultăm pe Domnul ce spune în dreptul acestui aspect. Matei 11, versetul 19. Iată ce spune Domnul Iisus aici. A venit Fiul omului mâncând și bând. Și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită prin lucrările ei. Observați ce spune Domnul Iisus aici. Ce legătură face între Proverbe 8:22-23? Cine este înțelepciunea? Unde s-a găsit această înțelepciune? La Domnul nostru Iisus. Deși unii contestau această înțelepciune, totuși la Domnul nostru Iisus s-a găsit această înțelepciune. Apoi avem în Ioan 8:58 iarăși o afirmație minunată unde iată ce spune Domnul nostru Iisus. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Însă, toate aceste cuvinte își au locul lor. Domnul Iisus vroia să dovedească că El a existat ca ființă înainte de a fi fost Avram, înainte de a fi fost lumea aceasta. El a fost cel din tâi făcut sau creat sau conceput de Tatăl Ceresc. Cea din tâi ființă. În Ioan 1:1 avem o problemă. Acest verset a încurcat și încă încurcă pe mulți, așa cum fratele Costea amintea. Unii fac confuzia că aici este vorba de fapt de Dumnezeu și că Dumnezeu este și Fiul, Dumnezeu este și Tatăl și Dumnezeu este și Duhul Sfânt. Dar dacă citim cu atenție Ioan 1:1, trebuie să înțelegem următorul lucru. N-am înțelege dacă n-am fi avut canalul care ne-a scos din încurcătură. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Dacă nu analizăm corect aceste versete, dacă nu le punem pe fiecare la locul lor, în mintea noastră apare o mare confuzie. Dar dacă fiecare lucru așezăm la locul lui, într-adevăr că ar trebui să înțelegem că, fără îndoială, aici este vorba, deci, de cuvântul lui Dumnezeu, adică de acela pe care Tatăl l-a conceput, de unicul său fiu, care era la început cu cine? Cu Dumnezeu sau cu Jehova, marele creator. Dar, observați ce spune în final versetul 1, și cuvântul era Dumnezeu. Aici este marea încurcală care pune pe mulți într-o dispoziție de a nu înțelege ce vrea să spună acest text. Dar Domnul Iisus le-a tras atenția iudeilor și le-a spus. Atunci când Iisus este contestat de el și el spune că m-am pogorât din cer ca să fac voia celui ce m-a trimis. Și când pretinde că el este Fiul lui Dumnezeu, iar ei au luat această chestiune pe altă latură. Cum, zice, te faci pe tine Dumnezeu, vedem cum bine că ai drac. Cum te faci? Și atunci Iisus vine cu replica, dar nu scrie în legea voastră că într-adevăr anumit pe unii puternici, chiar legea voastră, zisam, sunteți Dumnezei. Știți, în Psalmul 82, versetul 6 și 7, și poate că e bine să citim acest lucru, iată ce scrie aici, eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii acelui preanalt, dar veți muri ca un om, veți cădea ca un domnitor oarecare. Deci,
Scriptura numește și pe alții care sunt puternici Dumnezei. Și Dumnezeu, de fapt, înseamnă un puternic. Domnul Iisus, aici în 1:1, arată că este recunoscut ca un Dumnezeu, ca un puternic. Mai departe, al doilea aspect, noi trebuie să știm că El a fost cunoscut, de fapt, sub această denumire de Dumnezeu. Și am văzut deja aceste lucruri. Dar în al treilea rând, El a fost cel mai mare din toată creațiunea lui Dumnezeu. Cel mai mare. El a fost creat de Dumnezeu înaintea tuturor lucrărilor sale. Dacă citim în Proverbe 8:22, în continuare, acolo se înșiră o sumedenie de creațiuni care au apărut în urma creierii acestui Fiu al lui Dumnezeu. Este adevărat că Domnul Iisus este cea din tâi. Ne aducem aminte de Apocalips 1:7, cred că acela e versetul, unde spune: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Sigur că Scriptura vorbește și unii context aspectul acesta că și Tatăl Ceresc este cel din tâi și cel de pe urmă. Adică în ce sens este Tatăl? El este Cel care a început creațiunea și tot El a terminat-o, această creațiune. În sensul acesta, Tatăl Ceresc este Cel din tâi și Cel de pe urmă. Nimeni n-a intervenit în creațiune să facă altceva. Că alte creaturi, cineva a fost investit să facă, asta este cu totul altceva. Deci, unii ar crede că doar la Tatăl Ceresc se referă versetul acesta. Dar nu este așa, dragi frați și surori. Dacă ne uităm, de fapt, la acest text din Ioan 1:18, putem observa acest lucru și putem să ne uităm. Dar priviți, vă invit să privim la un text bine cunoscut. Ioan 3:16 arată unicitatea singurului Fiu al lui Dumnezeu. Cum spune Ioan 3:16, să citim acest verset care este de fapt din gura Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, observați, a dat pe singurul său fiu. Deși acceptăm că Tatăl Ceresc are și a avut mulți fii la vremea aceasta, deja, când Domnul Iisus spunea acest lucru. Dar observați ce interesant, Dumnezeu n-a dat pe alții, ci a dat pe singurul lui Fiu, adică pe acela pe care El l-a creat direct și a fost opera directă a mâinilor sale, Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă privim din punctul acesta de vedere, într-adevăr, unicitatea acestuia pe care Domnul Dumnezeu l-a trimis în lumea aceasta este ceva deosebită. Poate că uneori suntem tentați de a da foarte mică greutate acestui trimis al Tatălui, unicul Fiu al lui Dumnezeu. Vă imaginați când acesta apare pe pământul nostru, când El începe deja să crească, că așa spune și declară Scriptura, că creștea în duș și în adevăr. Deci această ființă, care nu știm când a fost creat, Scriptura nu ne spune, această ființă care nu știm câtă informație a avut, credem că extrem de multă, și când El apare ca și o ființă plăpândă, un copil, credem că informațiile pe care le-a avut înainte i-au revenit imediat în memorie și a început să relateze din memorie anumite întâmplări. Priviți-l, mama și tata îl ceartă când el a rămas la Ierusalim. Și ce le spune el? Nu știați că eu trebuie să fiu în cele ale tatălui meu? De unde știa Iisus lucrul acesta? Își aducea aminte de existența sa dinainte. Știm cu toții că Domnul Iisus a avut câte existențe? 3 existențe, Domnul Iisus. Deci, ca ființă spirituală de cel mai înalt grad, arhanghel, arhanghelul Mihail,
Denumirea de arhanghel apare în Scriptură la singular și nu la plural. Fratele Rusel este întrebat referitor la arhanghel. Sunt mai mulți? El spune înclin să crede că e unul singur. Este cel mai mare rang dat de Dumnezeu celui pe care el l-a conceput. Observați, în creștinătate există o confuzie vis-a-vis de Mihail și Gavril. Sfinții Arhanghel, Gavril și Mihail. E adevărat? Este o confuzie. Să fim atenți totdeauna, să încercăm cu Duhul blândeții să corectăm pe aceia care au o asemenea gândire. Este o blasfemie adusă la adresa Domnului nostru Iisus, aceluia care este singurul conceput al Tatălui. Să numești și pe alții ca și arhanghel. Știm că Gavril era doar un înger. Un înger pe care Tatăl l-a folosit în diferite împrejurări. Dar când ne gândim la acest arhanghel, ce putere avea el, ce influență avea, observați că în lucrările lui Dumnezeu el a fost folosit. Și că nimeni n-a putut să aibă autoritate mai mare decât acesta. Vă amintiți de Daniel ce spune? N-am putut, spune îngerul, decât atunci când mi-a venit cea mai mare căpetenie. Îngerul Gavril sau arhanghelul Mihail, nu Gavril. Observați? Probabil că o fi fost Gavril cel folosit și în situația respectivă, dar Biblia nu ne spune ca înger trimis la Daniel. Dar el singur n-a putut învinge. Apoi vă amintiți de relatarea din Iuda, când spune acolo că cine se certa cu Satan? Arhanghelul Mihail. Observați? Nimeni nu avea putere asupra lui Satan mai mare, sigur, Dumnezeu de la sine înțeles că avea și are puterea asupra lui, dar observați că acesta avea acea autoritate. Deci când ne gândim la aspectele acestea, cât de mare era Iisus? Este o cântare tare frumoasă, nu la noi, la alții, și care spune cât de mare este Iisus. Cât de important este această ființă, dar mai mare ca și ea, este cea mai minunată ființă, care este Iehova Dumnezeu. Mergând mai departe, sigur că, într-adevăr, Domnul nostru a fost cea mai mare dintre creațiunile lui Dumnezeu și este cea mai mare. Este, de fapt, cel care Dumnezeu l-a folosit. În Ioan 4:9, iată ce spune același apostol referitor la Domnul nostru Iisus. Ioan 4, versetul 9. Citim aici minunat despre Domnul nostru Iisus. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Observați? Deci, în ce constă dragostea lui Dumnezeu? Că a trimis în lume pe singurul fiu pentru noi. Aceasta este o mare favoare. Sigur că noi am învățat că Tatăl Ceresc, când s-a gândit să facă o nouă creatură, cui să dea cinstea primordială să deschidă această cale, negreșit că Tatălui Ceresc, cel dintâi care i-a trecut pe dinaintea ochilor minții, a fost Fiul Său preiubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Nu în zadar, când cerurile la Iordan s-au deschis, Tatăl s-a prezentat și a spus în prezența unora: acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Vă imaginați câtă dragoste, câtă gingășie din partea Tatălui la adresa acestei ființe? Iar la rândul lui, această ființă are recunoștința minunată. Matei 11:25, vă amintiți? Te laud, Tată al cerului și al pământului, că a ascuns aceste lucruri de cei mari și înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Observați câtă smerenie și umilință la Domnul nostru Iisus. Totul vine de la Tatăl meu, totul coboară de la El. Da. Apoi ne aducem aminte de un text tare minunat din Ioan 3, versetul
13. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Interesant acest verset. Dar și ca mărturie pentru noi că nimeni, când Iisus s-a pogorât de acolo, nimeni dintre oameni nu era acolo. Nimenea. Și atunci este o mărturie foarte puternică că Iisus vine și spune că nimeni nu s-a suit acolo. Atunci ne-am putea întreba pretenția unora că acolo e Enoch, că acolo e Ilie. Unde este? Și alții. Unde este? Fără îndoială că Iisus avea dreptate. Astăzi, noi credem că aceste cuvinte nu mai au aceeași valabilitate. Astăzi există acolo ființe spirituale luate de pe pământul acesta. Trebuie să credem cu toată puterea că așa este. Dar interesant aspectul, Fiul omului care este în cer. Este foarte interesant lucrul acesta. Aici se face aluzie la Domnul nostru Iisus ca al doilea Adam, tatăl rasei, care este Domnul de unde? Din cer! Acest Domn care, deci de acolo, are autoritatea și puterea de a deveni tată al rasei umane. Domnul nostru Iisus Hristos. Privind la smerirea Domnului nostru Iisus Hristos, noi învățăm că ea n-a fost hotărâtă de Dumnezeu ca să fie continuă. Deci, Domnul Iisus acceptă să facă o schimbare de natură. Așa-i? Să vină pe pământul nostru. Era intenția Tatălui să-L păstreze aici pe pământ pe Domnul nostru Iisus? Nu! Care ar fi totuși gândul scriptural ca să avem, să spunem așa, o dovadă în sensul că nu era intenția Tatălui de a-L umili și smeri aici? Ne aducem aminte de ceea ce e scris în Evrei, capitolul 2. Citat dintr-un psalm minunat. Da, L-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Psalmul 8, ne aducem aminte. Și în Evrei 2 este reluat acest psalm de Apostolul Pavel și explică că pentru puțină vreme Domnul nostru Iisus a fost în starea aceasta de umilință pe pământul acesta. De ce? Cu toți trebuie să știm. Pentru că El a venit să răscumpere ce era pierdut. Auzim acest lucru chiar din gura Domnului Iisus. Eu am venit, deci, să răscumpăr ceea ce a fost pierdut. Dar nu ne vom opri la acest aspect. Sigur că un text foarte important și bun este că nu a rămas aici Domnul nostru Iisus, este 1 Petru, capitolul 3, versetul 18. Toți trebuie să știm ce scrie acolo. El a fost omorât, trup, dar a fost făcut sau înviat în spirit. În Duh. Deci, când ne gândim la aspectul acesta, Domnul nostru a devenit ființă spirituală la învierea sa. El n-a mai fost omul Iisus Hristos, ci El a devenit al doilea Adam. Fără îndoială că acest aspect este foarte important pentru noi. Învierea Domnului nostru Iisus n-a fost numai să îi redea natura spirituală. Spuneam că Domnul Iisus a avut trei existențe. Deci, ca arhanghel, apoi omul Iisus Hristos și apoi din nou la natura spirituală, dar de cel mai înalt rang. Domnul Iisus, de fapt, și prevedea acest lucru. Vă aduceți aminte de Ioan 5, versetul 26, unde scrie, după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat ca și Fiul să aibă viață în sine. O trimitere la viitor, chiar de către Domnul nostru Iisus, este această făgăduință. Dar Domnul a fost de acord și a putut observa că aceasta era intenția Tatălui. Dar priviți la umilința Domnului, își termină
lucrarea pe acest pământ și la finalul ei spune următoarele cuvinte: și acum, Tată, înalță-mă, proslăvește-mă la tine cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Era de acord Tatăl cu așa ceva? Nu. Dar Domnul Iisus n-a pretins mai mult de la Tatăl Ceresc, cu toate că El suferise cea mai grea încercare și probă. A fost pus la cele mai grele încercări Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl a permis să dovedească lumii întregi ascultarea acestui fiu, în contrast cu ascultarea altui fiu care a deraiat de la ascultarea de Tatăl. Tatăl a permis să moară ca unul care îl blastămă pe Dumnezeu, ca blasfemiator. Așa a permis Tatăl să moară Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul a avut o strângere de inimă când a văzut că trebuie să treacă pe aici. Și s-a rugat Tatălui: Tată, dacă e cu putință, să treacă paharul acesta. Chiar pe aici vrei să mă treci? Și ce constatăm? Că Domnul, de fapt, acceptă cu plăcere, totuși nu voia mea, ci voia ta să se facă. Vă imaginați cât de satisfăcut a fost Părintele Ceresc când a văzut că fiul s-a supus chiar până aici. Era o dovadă că poate să încredințeze mult mai mult acestei ființe decât orice și oricui pe pământul acesta și în universul acesta, să-i dea ceea ce are el, viața veșnică de natură divină. Cea mai înaltă distinție dată cuiva. Domnul Iisus a primit aceasta, nu în zadar după înviere, ce a spus: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Observați ce mărire a primit această ființă. Merita el acest lucru? Da, în Apocalipsa scrie, în Apocalipsa 5, că toate ființele din cer și de pe pământ au consipțit: vrednic este mielușelul să ia cartea planului Dumnezeu, să-i desfacă pecețile. Și toate ființele din cer și de pe pământ au strigat și au spus: vrednic este acest mielușel. Cu cât mai mult Tatăl nostru Ceresc a acordat acest merit Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea sa a fost totuși ceva deosebit. Cu toate măsurile pe care adversarul și emisarii săi le-au luat împotriva faptului ca Iisus să nu învie, deci Tatăl Ceresc a intervenit și a făcut ceva deosebit. Toți au adormit și Domnul nostru a fost înviat. Dar aceasta a fost o taină. Până când a venit vremea ca taina să fie făcută cunoscută. S-a acceptat pentru un timp că au venit ucenicii noaptea pe când dormeau cei de pază și l-au furat. Și relatarea a ajuns până în zilele noastre de azi, așa spune Scriptura, că evreii așa cred, că ucenicii s-au dus noaptea și l-au furat. Dar ce au spus apostolii? Ce au spus ei? Tema lor a fost: Iisus a fost înviat de cine? De Dumnezeu. Priviți Fapte, capitolul 10, versetul 40, ce spune Petru în casa lui Corneliu. Chiar acest mesaj îl aduce Petru în casa lui Corneliu și spune următoarele cuvinte: pe el Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a fost dat să se arate. Iisus a înviat, Dumnezeu l-a înviat. Iisus nu putea să învie. Dumnezeu l-a înviat. Dar de ce l-a înviat Dumnezeu? Pentru că era cu putință ca el să fie reținut acolo, pentru faptul că s-a umilit și a ascultat atât de mult de Dumnezeu. Dumnezeu dragostei a intervenit și l-a înviat pe Domnul nostru Iisus
Hristos. Pe El l-a înviat și a treia zi și a fost dat să se arate. Îmi place versetul ăsta foarte mult. Iisus a fost ascultător și în cazul acesta. Nu oricine, oricând poate să se arate, decât dacă Dumnezeu îi permite. Și Domnul Iisus spune aici Petru că i-a fost dat din partea lui Dumnezeu să se arate. Și priviți ce spune mai departe. Nu la tot poporul, ci nouă martorul aleși mai dinainte de Dumnezeu. Nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat dintre cei morți. Ce mărturie extraordinară este aceasta. Cât de minunat, deci iată, apostolii au venit. Au mai putut cineva din lumea aceasta, din lumea de atunci, să oprească vestea aceasta, acest mesaj? Nu. Nici chiar moartea pe unii nu i-au oprit, moartea celor care au plătit, de fapt, cu viața acest mesaj minunat. El a fost înviat de Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cei doi care mergeau spre Emaus, când Iisus apare și acea minunată relatare. Așa îmi place imaginea aceea de pe calendar, când văd pe Iisus cu cei doi mergând spre Emaus. Totdeauna îmi revine în memorie acea minunată întâmplare și aș fi vrut să fiu și eu acolo. Ce minunat, ce minunat, ce speranță aveau acei ucenici. Nu erau apostoli, dar erau ucenici minunați, ucenici pe care iubea Iisus. Priviți pe Iisus înviat, se duce cu ei pe drum. Speranța lor era una pământească. Speranța lor era una că odată cu moartea s-a terminat totul. Aceasta era speranța. Dar Iisus le reînvie această speranță. Dar nu oricum, până la masă, la frângerea pâinii, acolo li s-au deschis ochii. Doar acolo. Așa s-a început și s-a aprins această flacără că El a înviat. Și au trecut de pe buzele tuturor celor care au auzit acest mesaj minunat. Da, Domnul nostru Iisus, deci, a fost înviat și a fost răsplătit de Dumnezeu cu cea mai înaltă distinție ce există în univers și care s-a dat vreodată aici. Dar să nu uităm, dragi frați și surori, că și noi putem avea parte de o astfel de distinție. Așa este? Avem o făgăduință minunată. 2 Petru 1:4, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și minunate, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. E mare făgăduința aceasta. Nespus de mare. Da, Iuda în versetul 3, când căutam să vă scriu despre mântuirea de obște, m-am văzut silit să vă scriu de mântuirea aceasta mare. Să vă luptați pentru aceasta. Adversarul încearcă cu toate forțele pe care le are la îndemână să nebușe această făgăduință, să o facă zero, pentru că el știe că atunci când această Evă va fi terminată, Adamul, cel nou, va începe din nou retrezirea oamenilor din mormânt și va încerca să-i ducă pe toți la perfecțiune, pentru că pe toți i-a răscumpărat. Da, la toți le va da ocazia aceasta. Dumnezeu l-a onorat extrem de mult pe Domnul nostru Iisus Hristos. Noi trebuie să-L onorăm? Fără îndoială că trebuie să-L onorăm. Da, Tatăl l-a onorat. Ne aducem aminte că Domnul nostru Iisus spune în Ioan 10:30 următoarele cuvinte și aș vrea să citim ce scrie aici în Ioan 10:30. Eu și Tatăl una suntem. Cum este aceasta? Unii vin și spun exact ceea ce vor să înțeleagă și de fapt ce nu înțeleg, că Tatăl și Fiul sunt de fapt una și aceeași persoană. Nu, aceasta spune aici.
Aici spune că tatăl și fiul sunt una. Fratele Costea ne-a tras atenția asupra acestui aspect. Vă aduceți aminte? Ne-a spus că acestea sunt două persoane, dar ei sunt una în ce? În acțiune, în lucrare, sunt una. Și Domnul nostru Iisus spune în Ioan 17 acest lucru. Vă aduceți aminte? Ioan 17, versetul 22. Iată ce spune Domnul Iisus aici, să-L ascultăm. Ce spune? Referitor la legătura aceasta dintre El și Tatăl Ceresc. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu. Din nou, umilința și smerenia Domnului nostru Iisus. Din nou le-am dat slava mea, ar putea spune unii, dar Iisus spune aici, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, ca să le-o dau lor. E mare lucru acesta. Da, dar observați ce spune mai departe. Pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Deci, Tatăl și Fiul sunt una. Sigur că unii, din zel pentru învățătura Trinității, au încercat să-L ajute pe Dumnezeu. Știți că au introdus în Scriptură un text care nu există în manuscrisele mai vechi, nici chiar în cel din Vatican. Nu există textul acesta. Căci trei sunt care dau mărturie în cer. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și acești trei una sunt. Una în lucrare. Dar acest text nu există în cele două manuscrise pe care deja le-am spus. Nu există. În traducerea Cornilescu revizuită este scos afară acest text, iar în traducerea obișnuită este pusă în paranteză, ceea ce denotă că nu există. În traducerea revizuită spune că trei sunt care dau mărturie, Duhul, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturia lor. Deci când ne uităm la aceste aspecte, da, într-adevăr, Tatăl și Fiul sunt una, dar Tatăl l-a onorat atât de mult pe Fiul, încât ce spune? Deci, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata cu ea dat-o. Observați ce onoare, ce favoare are această ființă să devină judecătorul. Tatăl este judecătorul noii creațiuni, așa este. Așa înțelegem. Dar cui o dat această autoritate? Domnul Iisus. Lui a fost dată. Deci, când ne gândim la această ființă minunată, merită toată cinstea, toată onoarea. Merită să îl laude toate ființele din cer, de pe pământ, dar și de sub pământ. Și la vremea potrivită toți îl vor lăuda. Adă, Doamne, a Ta împărăție, să se facă voia Ta și pe pământ precum în ceruri. Acel timp minunat încât toți să-L cunoască, așa cum spune același Iisus în 17:3 Ioan. Ce spune acolo? Cu toți trebuie să știm ce scrie acolo în 17:3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis. Amin.